Tinerii își doresc să ajungă fermieri. Statul român îi sprijină pe cei cu vârstă de până în 35 de ani inclusiv. Totul este ca activitatea lor să se desfășoare la sat, să practice agricultura și creșterea animalelor. Mulți și-au dorit să acceseze proiecte pe fonduri europene. Unii au reușit, alții nu. Un caz fericit este cel al lui Constantin Stamatoiu, un tânăr de 35 de ani din Bumbești, care, ajutat și de familie, dezvoltă un efectiv impresionant de animale. Are peste 300 de oi, 27 de vaci, 10 porci, 40 de păsări, 2 cai și teren peste 15 hectare. Despre Constantin Stamatoiu din satul Bumbești se poate spune că este un fermier norocos. Spectatori, suntem la Bumbești Jiu. Vom sta de vorbă astăzi cu un tânăr fermier. Are 35 de ani, a accesat deja și proiecte. Este vorba despre un amplu proiect despre care vom vorbi mai multe în această emisiune. Are un efectiv impresionant, aș putea spune, și de oi și de vaci. Are porci și păsări, ca orice om în gospodărie la sat. Așa că o să vă las pe dumneavoastră să vă prezentați, poate mai mult decât am făcut-o eu în câteva minute. Da, vă mulțumesc, Stamatoiu Constantin mă numesc, sunt din orașul Bumbești Jiu, dețin un număr de animale, oi, vaci, păsări, porci, teren agricol și toate cele. Am accesat un proiect în 2010, animalele le dețin mai dinainte, din 2003, 2004, 2005, depinde cum ce-am plecat cu ele. Și, într-adevăr, este de muncă, dar, în schimb, și facilități și mulțumiri pe măsură. Deci, înregistrați profit, altfel nici nu s-ar putea, ca să știi pentru ce muncești. Da. Am văzut că vă ajută părinții și mama și tatăl dumneavoastră sunt aici în câmp și vă ajută nu numai în gospodărie, dar și în creșterea animalelor. Da, totul ce desfășurăm este în familie, ne ajutăm reciproc. Într-adevăr, mai apelăm și la alte persoane, dar mai greu, că oamenii știți cum. Utilaje, mai mult mecanizat. Cum v-a venit această idee de a accesa un proiect? Pentru că, să știți, sunt foarte mulți reticenți când vine vorba despre proiect, când vine vorba despre ban european, pentru că mulți zic că poate nu vin la timp atunci când ar avea nevoie de ei. Dumneavoastră sunteți unul din cazurile fericite. Ați beneficiat la timp de banii care au venit de la Uniune. Da, așa este. Nu au fost probleme de genul. Problema că eu, având animalele, fiind implicat în domeniul respectiv, am zis că dacă tot este, să desfășor mult mai mult, să înmulțesc animalele, să încerc pe parcurs să fie și câțiva angajați dacă se poate și cât mai bine să fie, să producem și să fie cât mai multe beneficii. Spuneți-mi dacă sunteți mulțumit când vine vorba despre valorificare, pentru că se știe, piața e cumva restrânsă. România exportă foarte puțin și poate de la anul normele vor fi și mai aprige pentru noi românii. Dumneavoastră reușiți să valorificați absolut totul la prețul pe care îl cereți pe lapte, pe carne? Da, da, deci a fost foarte bine și cu prețul, am livrat mai puțin din numărul de animale, pentru că a trebuit să le înmulțim, să avem un număr care ni s-a cerut la proiect, dar atunci când a fost nevoia să vindem sau să livrăm produse, ne-am descurcat suficient de bine. Spuneți-mi dacă dețineți suficient pământ, pentru că se știe, pentru animale este nevoie, nevoie de nutreție, nevoie de pășunat. Da, deci avem suficient, am câteva parcele luate și în arendă, ne-a ajutat și oștea de aici, de la noi, din zona la munte sus, cu pășunea alpină și cu toate cele. Furaje mai cumpărăm, cum este porumbul, tărâță,
Sunt prețuri bune acum pe toamnă? Da, da, prețurile au fost foarte bune, deci chiar mulțumiți de prețurile cum au fost. Cam cât e pe aici să știe și restul lumii? La porumb, spre exemplu, este 5-50 kg, la grâu undeva la 90, celelalte nu, n-am cumpărat încă, nu știu ce să vă spun prea multe de restul de furaje. Să încercăm să vorbim despre fiecare animal în parte. Aveți aproape 300 de oi, un efectiv destul de mare. Este greu să le îngrijești, numai cu părinții până la urmă, pentru că ele necesită atenție așa de dimineața până seara. Într-adevăr, da, greu este, dar ținând cont că peste toate cele este o pasiune, învingem tot greu. Într-adevăr, sacrificii sunt foarte mari de făcut, pentru că trebuie și tratamente, trebuie... Multe, multe trebuiesc. Băiate, tunse, toate cele, cum este la o gospodărie de animale și la țară. Unde vor ierna? Că bănuiesc că nu le duceți acolo lângă casă. În apropierea casei, da, acolo avem saivanele, fânarul cu furaje și cu toate cele. E mai aproape, e mai ferit și de lup, urs, cum vine vorba. Mai vin și aici? Da, lupi, urși nu, dar lupi au mai venit. Din... Și ați avut problema? V-a luat vouă oaie? N-a reușit să o ia, din păcate am recuperat-o, dar a trebuit să o sacrificăm și astea sunt pierderi. La munte, acolo, într-adevăr, acolo au fost, mi-au luat și niște viței, sunt riscuri mai mari. Despre vite ce ne puteți spune? Aveți vaci de lapte, vaci de rasă? O parte din ele, da, sunt de rasă, de lapte, dar... Eu merg pe mai mult să sugă viței, deci las viței pentru să-i vând când ajung la o vârstă oarecare de livrare. Pentru că la lapte intervin mai multe probleme de a avea controle mai dese și toate cele, a livra laptele, cheltuieli, așa mai bine las viței și când ajung la o anumită greutate de a putea vinde, îi vând și îți mai mulțumit așa. Mulți producătorii agricoli se plâng că a ajuns prețul la lapte mai mic decât prețul la apa plată sau la apa minerală. Este și acesta un impediment la care v-ați gândit prețul? Nu vă satisface până la urmă nevoia dumneavoastră de aici? Da, într-adevăr, așa este. Este un preț foarte mic și totodată apar și probleme în ideea că nu se vinde atunci când trebuie luat din... tonomași tot așa, deci apar foarte multe probleme. Din cauza colesterolului redus, tot mai mulți români optează pentru carnea de vită, în defavoarea, să spunem așa, a celorlalte sortimente. Cam cât ajunge acum un kilogram de carne? Care este prețul? Și este unul, iarăși vă întreb, care reflectă până la urmă și munca dumneavoastră? Prețul este undeva la 10 lei, 9 lei, 8 lei, depinde de ce categorie de animal este. Remarcă, este un preț foarte mic la dumneavoastră, la prețul de producător. Da, într-adevăr, așa este, pentru că mai bine este, spre exemplu, cu exportul, dar a fost problemele care au fost niște bariere puse care, asta e, nu puteam să... V-ar interesa să faceți un export de carne? Da, da. Deci la export a fost mult mai bine când s-a putut, când s-a dat. Atunci era chiar bine și chiar mulțumiți. Dar... În ce țară ați exportat? Depinde. Deci depinde după ce cerințe au fost. La turci ne-au luat arabii iarăși, au venit după miei. După mie, la carnea de oaie, da, că ei nu prea consumă vacă deloc. La oi, m-am referit la oi. În general, e bine, dar v-am zis, e sacrificii foarte mari. Cam câte vaci aveți? Cu viței, cu tot, undeva la vreo 28. Deci vreo 19 vaci și restul viței. Văd mult Bălțata și mai puțin Holstein, parcă numai 2-3, nu? Da. Din totdeauna, deci Bălțata e mai rezistent aici la zona noastră, zona mai de munte, se adaptează mult mai ușor, este mai ușor de muncă cu ea, nu solicită atâtea pretenții de tratamente, de toate cele.
Aveți un medic veterinar care vine frecvent sau dumneavoastră deja ați învățat să le faceți pe toate astea și sunteți primul care acordă mâna și primul ajutor aici? Avem medic, într-adevăr, atunci când este nevoia să prezintă de urgență. Într-adevăr, sunt cazuri în care până este să vină medicul, într-adevăr, mai administrăm și noi câte o injecție micuță sau să-i dăm un sânge la un animal și câte cele învățate de la părinți și tot așa. Mi-ați spus puțin mai devreme că faceți lucrul ăsta din pasiune și pasiunea nu se naște așa de azi pe mâine. Pasiunea o dobândești de când erai copil. Ce vă amintiți? V-au plăcut de atunci animalele? Ați crescut la țară, trăiți la țară, alături de părinți care mereu, mereu au avut animăluțe în curte. Da, așa este. De mic copil, de când m-am născut, am avut animale în curte. Într-adevăr, într-un număr mai mic, asta era pe vremuri, dar de atunci am rămas cu pasiunea respectivă și totodată v-am spus, atâta timp cât beneficiezi și primești și niște bani și ai niște satisfacții, mergi mai departe. V-ați făcut anul acesta concediu, ați reușit sau nu poate fi vorba de așa ceva la țară? Mai greu, mai greu. Aici chiar sunt niște probleme care, într-adevăr, timpul este foarte prețios, foarte greu de ți-a găsi un minut de timp liber să poți să te bucuri de el. Este greu. Și bănuiesc că dacă ați fi acum la mare, cu siguranță ați butonat telefonul să întrebați ce fac animalele din curte, nu? Da, da, într-adevăr, așa este. Mai mult și de asta am luat decizia, adică atâta timp cât le am să rămân mai aproape de ele, că oricum liniște nu este și știți cum e. Trebuie să spui ce să facă, unde să meargă și tot așa. Și bănuiesc că nici nu vă poate fi dor de munte, că sunteți aici, uite, înconjurat de munți, poate de mare, din când în când. Da, într-adevăr, așa este. Fiind acolo la munte sus, am câțiva prieteni care în tot timpul de-abia așteaptă să urc eu acolo, că vin și ei și, într-adevăr, este plăcut. Cum se manifestă distracția? Chiar auzindu-vă ce spuneți, mă gândeam acum că urcați și nu oricum, poate cu un tocan de oaie și mai puneți de o petrecere. Da, într-adevăr, așa este. Vin și ei cu produse de pe acasă, ce se găsește la stână, o mămăliguță, un lapte, un tocan. Deci este distracție, nu numai muncă. Da, da, este distracție și chiar este în aer liber și o atmosferă plăcută. Mai natural decât în alte locuri. Da, într-adevăr, așa este. Spuneți-mi ce vă mai doriți, pentru că atunci când începi și demarezi, mai ales un proiect, niciodată nu-ți mai vine să te oprești aici. Vrei mai mult și mai mult și majoritatea fermierilor cu care am stat de vorbă ne-au spus că nimic nu-i face să se oprească, nicio problemă, niciun impediment și că mereu, mereu vor ca cifra și efectivul de animale să fie mai mare. Da, într-adevăr, așa este. Eu, spre exemplu, la animale, încerc să mă opresc undeva la numărul respectiv din cauza că încerc să achiziționez niște utilaje mai performante și mai multe. În ideea să îmi ușurez munca foarte mult, am achiziționat și niște teren în zona aici care încerc totuși să mai achiziționez niște parcele, dacă reușesc, bineînțeles. Și, într-adevăr, ținând cont și de vârsta care o am, vreau să merg mai departe. Adică vă referiți și la familie? Vreți să vă întemeiați o familie? Sau niciodată n-ați avut timp de astea? Deja familia o am întemeiată. Mă bucur despre familia mea. Vreau să merg în continuare așa cum e, că este foarte bine. Mă înțeleg în unele lucruri și în unele probleme, exact ce revenim foarte puțin timp liber, în care știți cum este într-o familie. Nu se rezumă totul doar la muncă. Da, și sunt și bune și rele, dar trebuie să trecem peste toate, e adevărat. E mare lucru că aveți un sprijin, pentru că asta contează cel mai mult atunci când te înhami la o așa muncă și o așa fermă, că este o fermă mare ceea ce aveți dumneavoastră aici. Da, într-adevăr, este și problema că am încercat ce este drept și cu oameni, dar a fost o problemă pentru că nu sunt de bună credință, adică vin pentru 2-3 zile, maxim o săptămână, atunci când vrei să faci ceva legal, adică să-i faci niște forme sau ceva, ce le pleacă, nu stau, este foarte greu în ideea
de a lucra nu sunt suficiente rezultate în ideea că atunci când îl plătești, dacă îi dai un ban în plus, intervine problema că este la negru, dacă îi dai mai puțin să-i faci forme, nu-i convine și nu stau. Da, este surprinzător ce ne spuneți într-o țară în care rata șomajului este enorm de mare, să mai auzi și că sunt oameni care nu vor să muncească și mai ales cu forme legale. Dar mă rog, asta este și nu le îndreptăm noi printr-un simplu interviu. Spuneți-mi cum decurge o zi din viața dumneavoastră. Mereu întreb acest lucru, pentru că mereu diferă, de la un loc la altul, de la un om la altul. Viața e frumoasă sau mai frumoasă la țară și vă întreb asta și din curiozitate și mai ales remarcând că pe unde am fost noi, toți oamenii de la sate sunt mult mai sănătoși, mai zglobi, mai cu zâmbetul pe buze, parcă nu așa frământați de problemele cotidiene pe care le are un orășan. Da, așa este, într-adevăr. Eu, spre exemplu, de dimineața până seara, dacă merg la muncă, în câmp sau unde merg, mă simt foarte bine. În schimb, dacă este să merg undeva, să trebuiască să rezolv ceva cu parte de acte sau toate cele, să merg în oraș undeva, este... Calvarul vieții. Greu. Da, da. Atunci când mă întorc la aer liber, în natură, e mult mai ușor. Deci, într-adevăr, dimineața, la prima oră, trezirea, o cafeluță scurt și rapid, mergem în câmp, vedem despre ce e vorba. Bineînțeles, de multe ori este de seara plănuit ce trebuie făcut pentru a doua zi, că altfel nu se poate, fiecare cu sectorul și toate cele. Și cam așa, vine seara, la fel închidem animalele. V-ar place o altă viață, v-ați gândit la asta, sau un alt loc în lumea asta unde să vă regăsiți mai mult decât aici? Ce să zic, m-am gândit și la varianta aceasta, dar cred că cât de bine mi-ar fi în altă parte sau și financiar cât de mulți bani aș avea, rămâne un hobby, adică tot asta aș desfășura în ideea că, nu știu, îmi place foarte mult, deci întotdeauna am fost pentru așa ceva. Deci v-ar lipsi Bumbești, v-ar lipsi Gorjul. Da, da, într-adevăr așa este, a fost o zonă plăcută. Noi vă dorim mult succes în activitate și bănuiesc că veți avea, pentru că sunteți un tânăr cu ambiție, cu aspirații și cred că nu vă veți opri aici. Într-adevăr, nu o să mă opresc, vă mulțumesc mult de tot și un sfat al meu pentru tot tineretul care poate să acceseze fonduri și care vrea să aibă o fermă sau chiar pe primul plan să muncească, deci pot să rezolve orice problemă. Sunteți un exemplu dumneavoastră, nu? Se poate. Da, da, chiar pot să fiu un exemplu pentru că am desfășurat foarte multe activități și agricole și am ajutat și la alți oameni, am rezolvat unele probleme cu utilajele și chiar mă bucur că pot să mai ajut și pe altcineva. Alături este soția Claudia, un om deosebit, care nu ar da în ruptul capului viața de la țară pe cea de la oraș. Este în așteptarea celui de-al doilea copil, dar muncește cot la cot cu soțul. Munca este o plăcere, spune ea. Este frumos să faci ceea ce faceți dumneavoastră zilnic, pentru că, așa cum a spus soțul, este o pasiune aici în toate. Da, este o pasiune într-adevăr și e chiar... E mai greu, fiind la țară și așa, dar să sperăm că totul este bine, cum el este într-adevăr pasiunea lui preferată. Eu am și un serviciu la Târgu Jiu, lucrez, mă ocup mai puțin de acest lucru. Sunteți în așteptarea unui micuț, am văzut și am înțeles noi și acest aspect, aveți, să spunem așa, doi copii. Este grea viața la țară pentru o femeie? Nu chiar. Dacă știi să-ți organizezi, este chiar foarte bine. Ați dat viața de la țară pe cea de la oraș? Nu.
în aer liber, pentru copii e mult mai spațios locul unde suntem, aerul de la țară nu se compară cu cel de la oraș, este chiar foarte bine. Aveți tabieturi care v-ar lipsi în orice loc din lumea asta? Nu chiar. Tabieturile noastre sunt astea care le-am și spus. În rest, nu avem altceva de făcut. Și vecinii din sat sunt mândri de consăteanul lor. Ce părere aveți despre vecinul? El mai bogat băiat din sat și al mai harnic băiat din sat, familia Samatoiu. Mai sunt acum tinerii harnici? Nu, ca el nu. Ca el nu. Inginerii agronomi de la Camera Agricolă Goș spun că tot mai mulți tineri au accesat proiecte în județul nostru. Doamna inginer, suntem, iată, la unul dintre fermierii de la Bumbești Jiu, care arată că se poate și în agricultură să fie lucruri bune, să existe ferme, multe dintre ele ecologice, și v-aș întreba dacă numărul fermierilor gorjeni a început să crească aici la noi, având în vedere că accesarea proiectelor începe să fie de bun augur. Cred că da. În ceea ce privește numărul proiectelor, la nivelul județului nostru s-au făcut destul de multe, atât pe măsura accesată de dânsul 112, cât și pe măsura mică 141, măsură care nu-i satisface, să zic, în mare măsură pe majoritatea celor care au accesat, dar este un mod de a demara, de a-i impulsiona să meargă înainte. În ceea ce privește activitatea dânsului, eu sunt plăcut impresionată de foarte puțini, fac o paranteză, foarte puțini cei care ajung să lucreze în agricultură sau ajung să crească animale, o fac la îndemnul părinților, mai de milă, mai de silă, știți cum se zice în popor. În schimb, la dânsul am remarcat pasiunea expresă, să zic așa, pentru animale și modul cum dânsul a reușit să se implice în activitatea. Ați văzut că este dispus să facă renunțări la care alții nu ar recurge. În schimb, dânsul este încântat de ceea ce realizează în activitatea de zi cu zi sau în activitatea din, să zic așa, ce a avut la bază și accesarea măsurii, activitatea de creștere a animalelor. Se vede treaba că statul a vrut să impulsioneze tinerii, să popularizeze satele, să acceseze aceste fonduri, mulți dintre tinerii până la 35 de ani, lucru care s-a și întâmplat. Credeți că acești oameni au accesat fonduri doar pentru a-și rotunji puțin bugetul sau sunt chiar acei oameni care rămân legați gliei pe care statul îi ajută și care și peste 2 ani și peste 5 ani vor fi tot aici și cu efective poate mai mari și ferme mai de amploare. În cazul dânsului sunt convinsă că sprijinul acordat nu a făcut decât să-l impulsioneze, chiar dacă activitatea, cum a spus dânsul, a desfășurat-o și cu mult timp înainte de a se hotărâ să acceseze măsura, și sunt convinsă că și pe viitor va rămâne fidel meseriei de crescător de animale, ținând cont că, și un lucru care pe mine m-a bucurat când am asistat la discuție, a avut satisfacții. Deci este un fermier norocos, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, că norocos fiind sau ținând cont de faptul că a găsit o variantă de valorificare, că a găsit teren, uitați-vă cât vedeți cu ochii aici, este un teren eficient pentru exploatarea ovinelor în special și a bovinelor, se vede cu ochiul liber și putem să urmărim cât cuprindem, că nu este arat, nu este semănat, nu este nimic, deci este teren dedicat numai pentru creșterea animalelor. Să știți că am remarcat în discuția cu dumnealui că a punctat ceea ce încearcă să semnaleze fiecare producător agricol atunci când noi ajungem la ei în gospodării. Spune așa că se lovesc de birocrația actelor. Dumneavoastră, cei de la consultanță, sunteți în număr din ce în ce mai mic, se știe. Nici nu mai sunt la sate ingineri agronomi care să aparțină de consultanță. Volumul de muncă este enorm. Dar de ce credeți dumneavoastră că dumnealor acuză acest lucru? E firesc să-l acuze pentru faptul că atunci când mergi
la o unitate și există personal acreditat și există personal calificat și soliciți o informație sau soliciți un document, ți se eliberează imediat și alta este să mergi să nu știi nici unde trebuie să ajungi, nici să nu găsești persoană în domeniul în care tu ai nevoie să fii informat sau să ți se elibereze un document și e firesc că atunci dânsii au și mai mult timp de pierdut, au și mai multe, să zic așa, îndoieli în ceea ce privește sprijinul care pot să-l aducă unitățile acreditate, să le acorde măcar lămuriri, dacă nu sprijin financiar sau asta, măcar cunoștințele sau au nevoie de sfaturi sau de cunoștințe necesare desfășurării activității în domeniu, cu toate că s-au obișnuit după o anumită vechime în activitatea respectivă, deja știu când trebuie vaccinate, știu când trebuie curățite pajiștile, știu ce trebuie să facă pe pajiști, știu când trebuie recoltat, știu că trebuie să-și procure furaje de calitate în speță, să folosească furaje de pe spații ocupate cu lucernă, cu furaje de calitate. Și au încercat, din ce am observat noi, știind că din ce în ce se reduce numărul specialiștilor și pot să obțină cât mai rar informațiile de la noi, deja au început și dânsii să-și, de la un an la altul, să-și noteze sau să-și mențină în memorie lucrurile esențiale, lucruri de care se izbesc și de care au nevoie în plan cotidian. Deci zi de zi ei trebuie să știe ce anume, ce probleme se pot ivi, cu ce anume se pot rezolva și când și cum și le pot rezolva. Dumneavoastră sunteți cei care ați făcut mulți tineri fericiți și spun asta că atunci când au plecat de la dumneavoastră cu un proiect întocmit bine, un proiect care prevedea aducere de fonduri în gospodăria lui, normal că e un lucru care te face fericit, dar pe de altă parte ați făcut și atâția oameni nefericiți pentru că proiectele lor n-au întocmit punctaje, nu au fost bine elaborate, să spun așa. V-aș întreba dacă în Gorj numărul celor care au picat la această verificare a fost mare. Deci proiectele tot timpul au fost bine elaborate, pentru că noi le elaborăm și pe cele care trec și pe cele care au probleme. Dar singura diferență este că cei care au reușit să primească fondurile au avut un anumit punctaj de zonă defavorizată, de vârstă, de formă asociativă, iar cei care nu le-au fost aprobate pentru finanțare au fost proiecte eligibile, dar nu s-au aprobat pentru finanțare datorită punctajului. Ori nu au avut proprietate și din start au pierdut 30 de puncte, ori nu au fost în zonă defavorizată și iarăși au pierdut 20 de puncte, ori s-au izbit de eliberarea documentelor de la unitățile sanitar-veterinare sau de la primării și acolo nu și-au trecut sau n-au știut ce să solicite sau respectivii nu au, să zic așa, omis să le treacă tot ceea ce le solicitam noi și astea au fost motivele pentru care dânsii nu au beneficiat sau drumul s-a oprit la elaborarea proiectului și atât. Deci nu a mers până la finanțare. A fost o toamnă târziu, o toamnă care, iată, v-a permis și dumneavoastră să mai ieșiți în teren, nu numai să vizionați așa ce se mai întâmplă în Gorj, ci mai ales să verificați cum au ieșit la o minimă, să zic așa, vedere toți acești producători agricoli care au accesat fonduri. Da, spre deosebire de anii trecuți, pentru dânsii a fost un avantaj, să zic, deosebit faptul că nu au recurs la furajarea în stabulație închisă la animale. I-a scutit în primul rând de consumul de furaje, în al doilea rând de timp, pentru că una este să le lași în spațiu liber, deci pe câmp și ele să mănânce și să se furajeze, adică să-și asimileze hrana la discreție, și alta este să-l ții închis unde trebuie să fii 24 din 24 de ore lângă el, să-i asiguri mâncarea, apa, curățenia. Deci faptul că a fost o toamnă lungă, să zicem așa, cum zic bătrânii, și o toamnă liniștită, fără fenomene de genul brume tardive și brume accentuate, ploi torențiale, ploi reci, pentru fermieri a fost un lucru extraordinar de bun. Din contră, chiar mă uitam, este iarba încolțită, e iarba verde, parcă ar veni primăvara. Da, păi așa ziceau, eu de-a lungul timpului mi-a plăcut și îmi place să stau de vorbă cu bătrânii.
foarte multe lucruri înțelepte le descoperim în discuțiile cu dânsii. Și îmi ziceau, doamnă, o să vedeți că în anul ăsta o să vină zăpada, o să cadă zăpada pe iarbă verde, despre deosebire în anii trecuți când deja covorul de vegetație se ofilease. Asta acum este chiar, e plăcut, parcă vine primăvara, nu realizăm că suntem aproape la 1 decembrie. Spuneți-mi care sunt acum pe final de an activitățile dumneavoastră ale celor de la consultanță. Nu este o întrebare de bilanț, dar cu toate astea știu că activitatea nu se încheie aici și mai mult decât atât nu se finalizează în birou niciodată. Deci dumneavoastră acum s-a întâmplat să fiți cu noi, dar mereu munca dumneavoastră este în teritoriu. Da, deci noi nu, pot să vă spun că dacă nu ne-am uitat în calendar, pur și simplu nici n-am ști ce anotimp este, pentru că urmărind derularea proiectelor, noi veșnic avem de lucru, veșnic colaborăm cu deținătorii de proiecte, veșnic îi îndrumăm asupra activităților care le-au de desfășurat, avem tranșe de plată pe măsura 141 eșalonate aproape pe parcursul întregului an. Deci activitatea este continuă, chiar dacă la nivel de țară nu se prea ține cont de activitatea pe care noi o desfășurăm. Ce se anunță pentru 2014? Este ultima întrebare. Pentru 2014, din discuțiile domnului ministru, se zice că va fi sesiuni de proiecte. Nu se știe încă măsurile care vor fi funcționale, dar ce se zice sigur că va fi funcționale în cea de-a doua parte a anului. Familia Stamatoiu din Bumbești pare a fi o familie fericită, o familie așezată, oameni gospodari care iubesc locul lor, oameni care confirmă zicala românească, veșnicia s-a născut la sat.